Salutare tuturor și bine v-a regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, echei Doctorașul, iar în acest videoclip, așa cum probabil v-ați dat seama și din titlu, vă voi arăta cum puteți să vă faceți foarte simplu un cont pe BAF163. Dar, înainte de asta, vreau să discutăm un pic despre ce este BAF și de ce ați folosit BAF. Ei bine, hai să începem cu ce este BAF. BAF este unul dintre cele mai mari marketuri de schinuri de CSGO din lume. Este un site chinezesc care a devenit rapid elementul de raportare când vine vorba de prețuri pentru trade-uri la skinuri. Este un loc de unde puteți să cumpărați skinuri mult mai ieftin față de marketul de pe Steam, dar care este mai greu accesibil publicului din afara Europei. Totuși, există metode prin care puteți să vă folosiți acest site și să cumpărați sau să vindeți skinuri. Despre lucrurile acestea gen cumpăra skinuri, vându skinuri, băgat bani în buff. Voi vorbi în alte videoclipuri, așa că dacă vă interesează, dați click pe clopoțel, abonați-vă pentru că în zilele următoare va apărea și un videoclip pe fiecare temă în parte. Dar în acest videoclip vreau doar să vă învăț cum să vă faceți un cont pe buff. Și acum, de ce vă face cont pe buff? Ei bine, dacă ne uităm noi frumos așa și mergem pe CS:GO stash, cum v-am arătat în videoclipul pe care l-am postat acum câteva zile, uh, și căutăm, de exemplu, un preț pentru Desert Eagle Printstream. Și ne interesează un field tested? Un field tested pe Steam Market este 48,94 euro. Mult. Mult. Dacă aveți bani în Steam, atunci cumpărați de aici, că nu aveți ce să faceți cu banii aia oricum. Dar dacă vreți pur și simplu să vă cheltuiți banii de pe card și să vă luați un... Uh, un skin de Deagle, un prin stream, atunci nu vă băgați banii în, în Steam. V-am explicat mai multe în videoclipul pe care l-am postat. Dacă nu l-ați văzut, aveți linkul în descriere și pe canalul meu. Urmăriți-l ca să aflați care, cum să găsiți cele mai bune prețuri pentru fiecare skin. Și așa că vom merge pe următorul site pe care eu l-am recomandat de fiecare dată, și anume csgoskins.gg, unde vedem pentru Desert Eagle Print Stream Field Tested care este cel mai bun preț. Și cumva în acest, pentru acest videoclip merge foarte bine pentru că cel mai bun preț este chiar pe BAF. Avem și alte site-uri din Europa, diferența de preț nu este foarte mare, la alte skin diferența de preț este considerabilă și merită să, să încercați să, să cumpărați de pe BAF. Așa că, acum vom intra frumos pe BAF, iar aceasta este interfața. Hai să dau un pic Exit din full screen ca să vedeți uh, și linkul. Linkul oricum îl găsiți în descriere. Este https buff163com Și îi dați aici login register și va trebui să vă logați cu numărul de telefon inițial. După aceea puteți să asociați contului uh, de Buff un cont de Steam și să dați click aici jos pe login cu contul de Steam. Dar inițial trebuie să vă logați folosind un număr de telefon valabil. Foarte important. Mergem de aici frumos și căutăm codul de țară. Codul de țară pentru România este plus 40. E destul de greu pentru că este în chineză, dar vă sare destul de repede în ochi după, după un timp când vedeți plus 40. Și mergem noi frumos aici, căutăm plus 40 plus 40, aici este, iar apoi introducem uh, numărul nostru de telefon. Bineînțeles că acum va fi totul blurat pentru că, na, așa trebuie să fie și voi băga cu, numărul meu de telefon începând cu 7, deci nu bag 0740, pun 740 bla 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 bla. Da? Și eu o să bag acum frumos numărul meu de telefon. Ziceam, trebuie să aveți acces la numărul acesta de telefon pentru că mai apoi uh, veți primi SMS-uri de fiecare dată. Și va fi cel mai bine să uh, să aveți tot timpul acces la telefon. E destul de safe. Apoi dăm click pe această săgetuță, drag the pieces top one of another și vedeți că avem o bucată de puzzle pe care pur și simplu trebuie să o tragem în locul ei. Asta e un fel de captcha. S-a verificat și dăm get code. Și veți, veți primi un cod prin SMS pe, pe telefon. Dacă nu-l primiți din prima, atunci mai așteptați un pic pentru că e posibil să nu vină chiar din prima, să fie nevoie după 30 de secunde să dați din nou, să dați din nou request code. Câteodată nu ajunge din prima, a doua oară mai tot timpul ajunge. Și așteptăm să vedem uh, dacă îl primim. Din prima momentan nu l-am primit. Uh, dar după 15 secunde putem să dăm get code din nou. Trebuie din nou să dăm drag the pieces și get code. Și mai așteptăm încă 30 de secunde. În momentul de față de principiu Arc am trebui să vină și a venit. Deci dacă nu mergem din prima, a doua oară mergem. Și primiți un SMS care are un text de genul NetEase Verification Code și avem aici codul pe care îl băgăm pentru a verifica că cu adevărat noi suntem posesorii acestui număr de, număr de telefon. Vă recomand să dați click și pe Keep me signed in for 10 days dacă este calculatorul vostru, I agree și multe lucruri pe aici și login register. Uh, fill the invitation code În In cazul la care uh, aveți un cod de invitație Îl băgați aici Dacă nu, dați skip Eu momentan nu cred că am un cod de invitație Pentru uh, Pentru contul meu O să verific dacă există O să-l găsiți în descriere Momentan o să-i dau skip Și vă spune connect your Steam account to enjoy buff Și dăm connect Steam Se va deschide o nouă fereastră și vă dați seama că este legit pentru că deja contul este logat. Trebuie să vă verificați că sunteți deja logați pe contul de Steam. Asta este contul meu secundar, îi dăm sign in și ne întreabă, suntem siguri că vrem să legăm contul cu numărul de telefon de buff cu contul acesta de Steam și verificăm și dăm OK. Bun, apoi trebuie să setăm Steam Trade URL. Dăm click frumos aici pe Get Trade URL. Se deschide o nouă fereastră, avem trade URL-ul aici, dăm copy, apoi mergem frumos, dăm paste și dăm save. Welcome to Buff, you can start trading now. Complete! Și aceasta este interfața cu un nume de cod aici. Putem să mergem mai apoi la account și să schimbăm username-ul și să zicem doctor 2 și dăm OK. Contain illegal characters. Probabil că nu am voie cu space sau cu cifre. Hai să zicem doctorașul 2 așa. Succes. Avem avatarul de pe Steam. Nu avem voie cu space. Numărul de telefon este conectat. Este acesta. Real name verification. Trebuie să-l verificați înainte să faceți trade-uri mai mari. Pentru asta îi dați to verify. Trebuie să introduceți numele. Un buletin sau un, uh, un CNP, bank card ID, numai debit cards, un număr de telefon și sms-ul, codul prin sms pe care l-ați primit. După ce facem și chestia asta, îi dați agree și va fi verificat numele. Asta este bine pentru, pentru siguranța voastră și pentru a putea debloca mai multe uh, caracteristici și permisiuni pe acest site. Putem să schimbăm parola de aici, Steam ID-ul este acesta, APQ-ul dacă ne interesează după aceea pentru a merge direct uh, tradurile, dar despre asta vom vorbi într-un alt videoclip când vorbim despre cum să cumpărăm și cum să vindem uh, de pe Buff. Aici puteți să schimbați trade, uh, trade URL-ul. Mai multe setări despre bargain, e o, e o funcție foarte mișto în care puteți să negociați prețul unui skin, dar la fel, vom vorbi în momentul în care vorbim despre cum cumpărăm și cum vindem uh, skin-uri pe, pe acest site. Moneda, RMB-ul este moneda chinezească, dar putem să selectăm euro, dolar, ruble și așa mai departe, ce vă interesează, eu voi seta dolari. Așa, SMS Notification, Anti-Scam, vă recomand să-l să, pe, să păstrați pe strict. Inventory Pricing de pe Steam, ca să vedeți care este prețul de pe Steam și apoi să-l comparați cu prețul de pe BAF. Și cam atât momentan. Mai e o chestie foarte interesantă, după ce vă, vă verificați numele și v-ați legat contul de Steam, după aceea puteți să vă logați pe Steam. Și cam asta este tot. Acum intrați pe BAF. Sunteți logat, balance este 0 și puteți să mergeți la market, iar de aici să selectați o categorie. Aveți cuțite, pistoale, rifle, SMG-uri, shotgun-uri, machine guns, gloves și așa mai departe. Să zicem, de exemplu, că vrem să mergem la pistoale la un desert avem toate pistoalele aici cu fiecare condiție în parte. Dacă ne interesează, de exemplu, numai fill testidurile, Quality, categorie și așa mai departe. Avem toate filtrele, avem Diggle prin stream aici. Dăm click pe el și aici ne afișează în ordinea prețurilor fiecare skin în parte pentru, uh, pentru Diggle prin stream. Avem peste 1000 de Desert Eagle prin stream cu 103 buy, uh, buy orders. Avem float-ul aici, nu puteți să-i dați inspect uh, în joc. Dacă vă dau la și aplicația de telefon pe iOS sau pe, sau pe Android și vă logați și pe ea, puteți să-i dați inspect pe un site al lor timp de maxim 5 minute pe zi, dar este o funcție care încă este în beta. Altfel puteți să verificați de aici frumos un, un screenshot de la Buff vedeți floatul, vedeți paint indexul și pattern -ul. Iar acesta este prețul, acesta este prețul în RMB, adică în moneda lor chinezească, 259, iar aici este aproximativ prețul în moneda în care voi ați selectat-o în setări. În cazul meu, în dolari și este 38,69. Față de, pe Steam, prețul este de 49,88 dolari, adică salvați aproape 11 euro. 11 dolari. Ceea ce zic eu că este foarte bine. E aproape un sfert din prețul, din prețul acesta. Și mă rog, puteți să selectați mai departe. Float-ul, psidul, tag-uri, dacă să aibă stickere și așa mai departe. Nu intru în detalii, cum ziceam, asta, despre asta vom vorbi în, într-un alt videoclip. Bun, momentan rămânem aici. Așa se face un, un cont de buff. În următorul videoclip vom, vom arăta cum să cumpărați și cum să vindeți skinuri pe buff, cum să navigați un pic pe acest site. Într-un alt videoclip vă voi arăta cum puteți să băgați bani în buff, e un pic mai complicat și trebuie să aveți peste 18 ani, dacă nu mă înșel în treaba asta, dar sunt și alte metode care bypassează, dar care nu sunt la fel de sigure. Și rămâne să ne auzim la un alt videoclip. Nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, lăsați un like, dați un share, lăsați un comentariu, ce mai vreți să mai aflați despre partea asta de skinuri, despre partea de cumpărat skinuri și așa mai departe. Abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudeți ceva. Eu am fost Cosmin, echi doctorașul și noi ne auzim la un nou videoclip numai pe acest canal. Salutare!